Hei, sunt Andrei și astăzi începem vlogul direct de pe autostradă. Nu am mai filmat de mult un car vlog cu BMW-ul și nu am făcut nici măcar un launch control, în adevăratul sens al cuvântului, de când am cumpărat mașina. Și pe lângă asta, nu am făcut un 0-100 ca să văd ce timp scoate de când am făcut softul de putere. Mașina în momentul de față este stage 1 și are 320 de cai și 680 de Nm cuplu. Și acum este cel mai bun moment să fac acest test, pentru că astăzi este ultima zi în care am roțile pe 20 cu anvelopele de vară. A venit iarna, a venit frigul, o să vină ninsorile și nu prea vreau să mă prindă cu anvelopele de vară, pentru că pe lângă faptul că pierd talonul, mai primesc și o amendă destul de mare. Cel mai important, nu este sigur să mergi cu anvelope de vară iarna. Doar ce am ieșit de pe autostradă, mă îndrept către locul de filmare Alex Montrei și înainte să facem primul launch control, nu uita să butiți butonul de like dacă vreți să mai facem car vloguri de genul de acum încolo, să lăsați un comentariu cu ideea voastră și nu uita să dați un share la clipul ăsta ca să-l vadă toți prietenii voștri. V-aș fi foarte recunoscător dacă v-ați abonat și la canal, pentru că mai avem țin și ajungem la suma de 800.000 de abonați. Și ce să mai, haideți să începem cu primul launch control de când am mașina. Atenție, băgăm mașina în Sport Plus, cutia în modul sport, piciorul pe frână și blana în accelerație. Bă, ești nebun? 100! Bă, 130, 145. BMW declară că un 430 xDrive Grand Coupe ar trebui să prindă 100 în 5.4 secunde nesoftat, așa cum iese din fabrică, cu 258 de cai. Mașina are 224.000 de kilometri, am făcut softul undeva pe la 200.000 și, sincer, mașina se mișcă mai bine ca niciodată. Și acum, indicat ar fi să așteptăm 5 minute ca să se răcească treaba pe la transmisie, pe la cutie, așa spun cei de la BMW că ar fi indicat. Săptămâna trecută v-am prezentat aplicația Autopia, cea mai bună aplicație pentru șoferii auto din punctul meu de vedere, pentru că are multe avantaje ce vă pot ajuta să economisiți foarte mult timp, însă a venit momentul să-mi fac și eu asigurarea, pentru că în ultima vreme am tot primit notificări că urmează să-mi expire RCA-ul, după cum se poate vedea aici. Aplicația îți trimite notificare din zi în zi. Procesul este foarte rapid și în doar 2 minute vă puteți renoi asigurarea RCA sau polița casco direct din aplicația Autopia, așa că o să căutăm chiar acum o ofertă de RCA și văd că la pasul 1 trebuie să adaug datele proprietarului, așa că introduc datele și revenim de la pasul 2. Am ajuns și la pasul 2, unde trebuie să introducem datele mașinii, cum ar fi seria de șasiu, numărul de matriculare, și după trecem la pasul 3. La următorul pas trebuie să alegem data de la care vrem să intre asigurarea RCA în vigoare. Eu vreau să intre de pe 7. Bun, pentru ultimul pas trebuie să alegem perioada de valabilitate. Eu o să aleg 6 luni pentru că intenționez să vând mașina la vară și nu are rost să o fac pe un an. Bun, deci urmează să renoiesc asigurarea RCA la compania City Insurance pe o perioadă de 6 luni și începe de pe data de 7 decembrie. Prețul este de 654 de lei. Apăsăm aici pe cumpără RCA. Termenii și condițiile, sunt de acord. Selectăm cardul. Se procesează plata. Felicitări, ai efectuat cu succes plata. Ok. Și gata. În doar 2 minute mi-am renoit asigurarea RCA. Sunt asigurat până pe data de 6-6-2021. Să sperăm că mai țin mașina până atunci. Și acum am posibilitatea să văd asigurarea direct din aplicație sau pe mail. Cam atât de rapid vă puteți renoi și voi asigurarea RCA în caz că aveți nevoie. Găsiți linkul jos în descriere. V-am întrebat ieri pe Instagram ce ați vrea să filmez cu BMW-ul și mulți dintre voi mi-ați spus că vreți să fac drift pe zăpadă, însă din păcate în București nu mai e zăpadă, așa că o să filmăm cu siguranță un clip cu drift, dar când ajungem la munte și mergem în poiană, în parcarea acolo unde m-a luat pe mine poliția data trecută. Dacă aveți idei de modificări pentru seria 4, lăsați chiar acum un comentariu, pentru că am cam rămas în pană de idei. Nu știu ce aș putea să mai modific în afară de centurile M-Performance. De asemenea, urmează să schimb și navigația. O să o pun pe cea cu Apple CarPlay. De asemenea, o să pun și cameră de dat cu spatele, așa ca bonus, vine cu navigația. Pe lângă asta, mi-a spus că ați vrea să modific ceva și pe la interior, să pun scaunele de M4, însă cred că e o investiție prea mare pentru mașina asta și așa o să o mai țin, după cum am spus mai devreme, până la vară. Cât de bine se țin anvelopele astea, nu-mi vine să cred. Deși e noroi pe jos, anvelopele astea Michelin Pilot Sport 4S sunt
bă, sunt criminale. Deci dacă vreți să vă luați niște anvelope bune, într-adevăr costă. Pe dimensiunile mele sunt 20 de milioane cele pe față și 22 cele pe spate, adică aproape 1000 de euro doar setul de anvelope. Dar într-adevăr chiar merită dacă vrei să te simți cu adevărat în siguranță la volan și vrei să-i mai rupi și tu gura din când în când, ai nevoie de niște anvelope bune. Până se recește mașina, voiam să vă povestesc ceva. Ce mi s-a întâmplat fix în prima seară de când am luat mașina de la Custom Tuning, mașina în noul format cu roțile pe 20 și colantată negru mat. Nici n-am ieșit bine de la Custom Tuning, am mers 10 minute că m-a tras poliția pe dreapta, dar nu că am trecut eu printr-un filtru. Era o mașină de poliție în dreapta mea, stătea, nu știu ce făcea, cred că pândea pe cineva. Și am trecut pe lângă ei când odată bam, Nino, Nino cu girofarele după mine și m-am oprit, nici n-a dat bine geamul jos, că i-am spus: domnule polițist, nu trebuie să vă mai uitați în talon că doar ce am colantat mașina și nici roțile nu sunt trecute, că doar ce le-am schimbat. A, da, fix de aia te-am oprit. A, ok, e bine, rămân și fără talon. M-am plimbat și eu ceva cu mașina, e bine că am și apucat să filmez clipul cu transformarea, că am și rămas fără talon. Nu s-a întâmplat chiar așa, pentru că am dat de un polițist foarte de treabă și m-a înțeles, pentru că în România legea este foarte, foarte prost gândită. Tu dacă vrei să-ți schimbi culoarea la mașină, nu prea mai ai cum să mergi legal după cu ea, până nu mergi la RAR să treci culoarea în carte și după trebuie să te mai duci și cu cartea la DRPCI să schimbi talonul. Adică nu se poate face totul într-un singur loc, cum ar fi normal într-o țară civilizată. Trebuie să mergi în 5 locuri ca să fii în legalitate cu noua ta culoare. Să nu vă mai zic cu jantele. Deci a fost un chin să omologhez roțile astea pe 20. Pe lângă faptul că a fost și costisitor, am pierdut foarte mult timp numai ca să pot să merg în legalitate cu roțile astea pe 20. Și în acel moment, domnul polițist putea să-mi ia și talonul, să-mi dea și o amendă ca lumea și aia era. Rămâneam fără talon din primele 20 de minute de când am colantat și am schimbat roțile. Ideea e că în România, după ce schimb culoarea la mașină sau roțile sau orice altceva, orice schimb la mașină, nu poți să te duci și tu ca un om normal la volan până la RAR, trebuie să pui mașina pe rampă. Da, și la fel trebuie să pui mașina pe rampă și când mergi după la DRPCI, adică măcar de s-ar fi făcut totul într-un singur loc, era mai înțelegător, dar mă rog, asta se întâmplă când oamenii nu știu să se coordoneze și chiar dacă vrei să intri în legalitate, să îți schimbi culoarea în talon și în carte, aparent tot primești amendă dacă te oprește polițistul, pentru că, domne, trebuia să o duci pe rampă. Și acum, după multe alergături și mult stres, pot spune că mașina este legală 100%. Culoarea este trecută și în carte și în talon, roțile sunt omologate, a trebuit să fac o reomologare pe toată mașina, foarte complicat, costisitor, stres pentru nimic, să spun așa, dar mă rog. Dacă vrei să fii legal, trebuie să alergi de colo-colo. Bun, haideți să mai facem un launch control. Cred că ăsta o să scoate cel mai bun timp, pentru că acum s-au încălzit și anvelopele. 3, 2, 1. Da, wow. 80, 100. Doamne, deci chiar e o diferență destul de mare între kickdown normal de pe loc sau cu launch control. Bine, pentru că o turează până la 3000 înainte și pe lângă asta optimizează startul ca să primești cea mai bună plecare, să spun așa. Bun, doar ce ne-am teleportat pe autostrada A3, celebra autostradă A3 sau, mă rog, cum mi se mai spune, Autobahn Germania. Din păcate aici se încheie și clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să puși butonul de like dacă vreți să mai facem car vloguri de acum încolo. Să lăsați chiar acum un comentariu cu ce modificare ați vrea să mai vedeți pe seria 4 și să dați un share la clipul ăsta ca să-l vadă toți prietenii voștri. Să vă abonați la canal în caz că nu ați făcut-o încă, pentru că mă ajută foarte mult. Mai avem țin și ajungem la suma de 800.000 de abonați și urmează să fac un giveaway cu un PlayStation 5 pe profilul meu de Instagram. În caz că nu mă urmăriți, îl găsiți aici pe ecran sau jos în descriere. De asemenea, au început reducerile de iarnă și pe site-ul meu de merch, www.alexmon3.com, îl găsiți aici pe ecran sau jos în descriere. Dacă vreți să vă cumpărați un tricou sau un hanorac, acum este momentul, pentru că sunt niște reduceri foarte mari și era să greșesc drumul. Eu am fost Montreal, până data viitoare, v-am pupat. Pa.